Bunii noștri prieteni ai emisiunii, rămâneți alături de Moldova 1 și de emisiunea noastră, pentru că și de astă dată vechiul și bunul nostru prieten, profesorul de limbă și literatură română Ștefănel Belei, ne-a adus o poezie de suflet. Din când în când mai vin pe acasă, în satul meu, în satul drag. Pe tata nu-l mai văd în curte și mama nu mai iese în prag. În poarta târnă o crenguță, în semn că acasă nimeni nu-i. Deschid cuprins de nostalgie și intru în ograda cui? E casa noastră, părintească, o casă fără de stăpân. Părinții au plecat departe și niciodată nu mai vin. Doar nucul cel sădit de tata și al nostru câine, gospodar, mă întâmpină și mă întreabă: de ce tu vii așa de rar? Mă uit la casa gârbovită, la strachina ce s-a uscat, la bietul câine, parcă ar zice că apă nimeni nu i-a dat. În casă lucrurile toate stau tot așa, precum au fost, cu praful vremii poleite. Nu-i mama că le-ar da de rost. Când dau să ies, bătrânul câine, cu minte și înțelegător, mi-atinge mâna, parcă ar zice: nu mă lăsa singur să mor. Cu inimi arse de durere, ne despărțim, bătuți de soartă. Oricum, eu mă întorc acasă și nu mai pun crenguța în poartă.